În vremuri de demult, dincolo de Prut, trăia un român viteaz, numit Dracoș Vodă. Lui îi plăcea vânătoarea. Într-o zi a plecat cu ceata lui de vânători prin munți și au întâlnit o căprioară. S-au luat după ea prin deșișul codrelor, suiau dealuri, coborau văi și tot urmărind căprioara, s-au trezit pe un plai frumos de pe culmea muntelui. S-a oprit Dracoș și privea în depărtări. De acolo de sus îi se arătau dealuri frumoase, câmpuri înverzite, păduri nesfârșite. Auta de căprioară și privea fermecat minunată priveliște care se desfășura în fața ochilor. Lângă el a apărut zâna acelor locuri și l-a întrebat dacă n-ar vrea să fie stăpân acestui meleag. Dragoș i-a răspuns că ar da mult să aibă în stăpânire acele locuri, parcă rupte din rai. Zâna îi făgăduie țara cu condiția să omoare un zimbru care trăia pe acolo și îngrozise toată lumea. Dragoș porni în căutare zimbrului. Câinii viteazului i-au luat urmă și toată ceata se lua după câini. Dar zimbru fugea atât de repede încât abia nu se puteau ține după el. Cățelușa lui Dragoș s-a ținut după el până la o mare apă. Zimbru a trecut apa, dar molda, obosită, s-a necat în apele râului. De bine și de duc zimbrului lovitură de moarte. Ajuns stăpân acelor locuri minunate, numi apa în care s-a necat viteaza lui cățelușă, Moldova. De la numele acestei ape, oamenii au dat țări ocrotite, de zâna geloase chiplu unei căprioare, ca să scape de locuitorii, de fiorosul zimbru, numele de Moldova.